La sesiunea de vară a examenului de bacalaureat, 5 absolvenți de liceu din județul Hunedoara au obținut media 10. Cei 5, respectiv Diana Costin de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara, Denisa Iosif și Iulia Macaru, ambele de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, Șerban Monea de la Colegiul Național Decebal din Deva și Sergiu Popescu de la Colegiul Național Ice Brătianu din Hațeg au fost felicitați și premiați pentru performanțele lor în cadrul unei festivități desfășurate la Inspectoratul Școlar Județean. Bucur că guvernul susține performanța. De fiecare dată am spus că sunt multe probleme sociale, sunt multe lucruri în care ne implică, dar eu, provenind dintre dumneavoastră, provenind din mișcarea tineret și din sport, întotdeauna am spus că trebuie susținută excelența. Ca atare, mă bucur că astăzi putem să premiem 5 elevi care reprezintă excelența în județul Hunedoara, care au învățat pentru a avea aceste rezultate, pentru că, la fel ca și în sport, nu poți avea cele mai bune rezultate sau să fii pe treapta întâia podiumului dacă nu înveți zi de zi. Ca atare, ei au învățat, sunt sigur de asta, și au ajuns pe cea mai treaptă a podiumului, au luat nota cea mai mare la bacalaureat, pentru care pot fi mândri atât ei, părinții care au susținut și, bineînțeles, cadrele didactice care le-au pregătit. Așa că vă felicit pentru rezultatul pe care l-ați obținut și trebuie spus și celorlalți, atât de către voi, că sunteți cei mai apropiat de către cei mai mici ca voi, că merită să înveți, merită să fii excelent și cu acest lucru ne mândrim cu toți. Cei 5 meritoși absolvenți ai unor prestigioase colegii hunedorene au fost premiați cu suma de 3.000 de lei fiecare, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara speră ca și generația care urmează să le calce pe urme. Este un eveniment deosebit pentru noi să marcăm performanța și să aplicăm de fapt o hotărâre de guvern care spune că elevii cu performanțe deosebite, în sensul că sunt elevi de 10 la bacalaureat, sunt recompensați financiar cu un premiu de 3.000 de lei. Am făcut această statistică, sunt 5, nu comparăm cu alți ani, știm că am parcurs un an destul de complicat, în pandemie, cu atât mai mult această performanță o considerăm cu adevărat deosebită. Ne facem datoria, îi felicităm, le urăm succes și sperăm în continuare să reprezinte cu cinste învățământul hunedorean. De la generația care urmează așteptăm aceleași performanțe, sperăm să le calce pe urme, să zicem așa. Au norocul de a avea în preajma lor cadre didactice dedicate, oameni cu experiență care pot tot timpul să-i stimuleze și să îi urce pe podium, cum se zice. Depinde și de ei, de cât sunt de dedicați, cât muncesc și cât reușesc să pună deoparte în activitățile zilnice de adolescență, pentru că performanța implică și niște sacrificii. Rezultatele lor sunt greu de obținut, ca și alte note mari, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar sunt convinși că aceștia vor fi buni ambasadori ai învățământului hunedorean și speră ca, la finalul studiilor universitare, să revină în județul natal. Chiar și o notă de 9,85, o notă de 9,95 este extraordinară și faptul că ai luat pe linie nota maximă înseamnă ceva extraordinar. Sunt convinsă că vom mai auzi de acești minunați copii, așa cum spunea și domnul director. Sunt convinsă că ei vor fi, într-adevăr, porți la felul nostru oriunde s-ar duce în această lume și trăiesc nădejdea că în această lume, la un moment dat, se vor întoarce la noi și acel know-how pe care pot să îl obțină cu ocazia acestor experiențe de educație în sistemele educaționale va fi fructificat aici la noi, în județul Hunedoara. Diana Costin, Denisa Iosif și Șerban Monea au fost prezenți la festivitate, în vreme ce Iulia Macaru și Sergiu Popescu au absentat motivat, fiind implicați deja în alte proiecte educaționale, toți însă fiind deja studenți ai unor prestigioase universități din țară. Pentru Diana, care este încă surprinsă de nota maximă de la BAC, nu a fost deloc ușor să treacă peste un an pandemic. Ea își dorește să urmeze fizic cursurile Facultății de Psihologie, unde
unde este studentă și își propune să rămână în țară la terminarea studiilor. Mă simt încă într-o stare euforică și mă simt foarte mândră de mine și îi felicit și pe colegii mei și mai ales pe profesorii mei care m-au îndrumat, căci fără ei n-aș fi reușit și le ofer și lor bucuria mea. A fost dificil, am avut câteva căderi psihice, recunosc. Nu mă așteptam să fim în online atât de mult și până în ultima lună tot am sperat că o să începem, deși nu a fost cazul, dar am reușit, deși ne-au fost puse câteva piedici, din păcate. Sunt studentă la psihologie, doar că la Timișoara, și vreau să rămân în țară, pentru că simt că aici îmi este locul, nu o să-mi... Aici este casa mea, nu cred că mă voi regăsi în altă parte decât în România. Și Denisa a ales să urmeze o carieră în domeniul psihologiei, având aceleași trăiri și sentimente ca și colega ei de 10. Încă nu vine să cred, e o realizare pe care o așteptam mult și e neașteptată, oricum a venit, wow. A fost un an greu, destul de dificil, având în vedere oscilația dintre fizic și online. Dar cu o organizare și cu multă răbdare am reușit să ducem la capăt. Sunt student la psihologie la Cluj și prima mea dorință și cred că cea mai mare, și nu mă refer doar la mine, probabil la toți studenții, să începem fizic, să putem trăi experiența așa cum trebuie. Planuri de viitor după facultate? Rămâi în țară? Te bate gândul să mergi în altă țară? Să rămân în țară. Mi-ar plăcea să cred că până voi termina, lucrurile se vor îndrepta și dacă nu, am încredere în generația care urmează. Șerban a ales să se facă medic și nu a fost foarte deranjat de predarea online în clasa 12-a. Totuși, el își dorește să urmeze fizic cursurile universitare și nu exclude varianta de a rămâne în țară în viitor. Privesc așa în trecut amintirea și în continuare nu vine să cred că am reușit să ating această performanță, dar... Sunt foarte, foarte mândru că am reușit să ating acel nivel care cândva în trecut părea de dreptul imposibil. Pe mine m-a ajutat foarte mult școala online, adică m-a ajutat să mă concentrez strict pe materiile care mă interesează și, nu știu, aveam altă putere de muncă acasă față de la școală, unde aveam tot felul de factori care mă distrăgeau. Eu student la medicină la Cluj. Momentan singura pretenție pe care o am e să nu ne bage în online, adică nu mi-aș dori să încep așa facultatea. Momentan facem fizic, dar nu știu, vedem cum evoluează lucrurile. Cât despre statul în țară, încă nu știu, sigur mi-ar plăcea să merg în afară, probabil la rezidențiat. Am foarte mulți ani la dispoziție în care am timp să mă decid ce vreau pe viitor. La nivel național, în sesiunea de vară a bacalaureatului din 2021, au fost 163 de absolvenți cu media 10. Cu cei 5 absolvenți cu notă maximă, județul Hunedoara se situează peste media pe țară.